Sunt imagini de la parada Portului Popular din raionul Șoldenești. Prea frumoasă imagine ca să nu filmez în continuu. Parada Portului Popular. Doamna primar, bună ziua! Ne-am făcut prieteni chestitori. Și e frumos, e verde, aici trebuia de făcut intrarea. Bună ziua, bună ziua! Ieșiți, ieșiți bine, sunteți tare simpatici. Da, simpatici. Pe foarnă. Dacă așa moldovenșile noastre. Dacu. Doamna primar. Da, normal, asta e realitatea noastră. Port Drapel. N-am uitat. N-am uitat nici la anul ăsta, nici la anul n-am să uit. Bună ziua! Bună ziua! Și felicitări! Sunteți tare, bravo! Bună ziua! Au rămas numai fietele acasă, unii sunt haiduși, nici Port Drapel n-avem. Hei, ia ca unul! Este unul! Anul trecut am nimerit întâmplător la parada Portului Popular la Șoldenești și am filmat. S-a stârnit un val întreg de emoții a celor care nu sunt acasă, dar anul ăsta deja am fost invitat de către Căminul Cultural de aici de la Șoldenești ca să fiu alături de ei. Și anul ăsta mi-a luat și ei, ca să fiu în rând cu lumea. Ca să fiu în rând cu lumea și eu. Foarte frumos. Păcat că televiziunile naționale nu interesează evenimentele frumoase care se întâmplă în raioanele noastre, în satele noastre. Promovează fel de fel de prostologii, dar nu interesează tradițiile, portul popular, evenimentele frumoase care se întâmplă. Aș recomanda celor care conduc statul, care au venit acum, ca să atragă atenție mult mai mult acestor festivaluri, pentru că ele transmit un semnal pozitiv, o energie pozitivă societății noastre care este hlemătuită de pensii, salarii, mizerii, probleme cotidiene, zilnice, tarife și conflicte cu politicieni corupți. Presa are mai multe roluri. Unul din roluri este educarea societății. Nu uitați de lucrul ăsta. Mai ales Moldova, unul care o plătim din banii publici. Eu înțeleg că toate evenimentele se întâmplă în centrul Chișinăului și e mai ușor să te duci la conferința unui politician decât să te duci într-o duminică, într-un raion, ca să fie alături de oameni, iar acest lucru să-l transmiți pentru toată Republica. Poate se mai mobilizează și alte raioane să facă același lucru. Frumos, ca să arătăm societății că suntem vii, satele noastre încă sunt vii. Eu am zis că unul din sloganele pe care aș putea promova sau Moldova ar putea să le promoveze cu ei în uie, cu tradițiile noastre, cu folclorul nostru, cu obiceiurile, cu specificul nostru național. Cu ce mergem în uie? Cu cetățeni corupți? Nu, mergem cu oameni frumoși.
am să fiu alături de oameni tot timpul. Felicitări încă o dată celor care au organizat.